Salutare, prieteni, facem un nou video astăzi despre calitatea produselor astea de la Ruri și de la Rotact. Așa, deci astea sunt cauciucurile mele după 9 luni de zile. După cum vedeți, sunt aproape noi la exterior, că nu sunt forjate deloc, dar așa, apușca cauciucul. N-am găsit repede la viteză să iau altele și am modificat. Da, ia uitați ce am găsit, un cameră aici, uite, scrie pe românește. Link jumping, uite. Așa. Și la asta, la altă, era pe cauciuc, dar cauciucul era întors pe interior. Așa, ăsta mai e bun, unul, dar cauciucul celălalt nu mai e bun. Și atunci am făcut o modificare. Așa, deci la remorcuța asta de 450 am luat cauciucurile de pe față de la motocultor, care sunt 15x12 față de cele care erau 500x12 față de cele care erau de 400x12. Deci, practic, am pus cauciucurile de la motocultor pe gențile de la remorcă. Se comportă foarte bine, e și mai înaltă, balonul mai mare. Mă gândesc că pot să pui mai multă greutate acum, nu? Iar la motocultor pe față am făcut o altă modificare. Așa, i-am pus genți de matiz, dar le-am pus invers. Așa. E destul de lat, după cum se poate vedea. Oricum, diferența este că pot să virez mult mai ușor cu astea late decât cu cele de pe spate de la remorcă. Așa, și păi acum o să vedem, doar că sunt mai mici astea, sunt pe 13. Nu mă deranjează foarte tare că sunt pe 13, nu mai are aceeași viteză, asta e. Nu viteza mă interesează cel mai mult. Mă interesează să pot să-mi fac treaba cu ea. Așa. Deci. Așa. Deci dacă vreți să modificați remorcuța, cum am făcut-o eu, să luați cauciucurile de la motocultor de pe față și să le puneți pe spate, se potrivesc perfect. Așa. Iar pe față, dacă vreți să modificați, să vă puneți genți de matiz așa, întoarse invers, eu am folosit manicuțe aia scurți, care vin la pachet cu motocultorul, deci astea sunt undeva la vreo 20 de centimetri de lungi, nu sunt foarte lungi. Și aici i-am întărit, deci ei fiind noi, nu i-am folosit, că am avut din aia lungi. Așa, și am sudat șuruburile. Așa. Acum nu știu cât de bine va ține sistemul ăsta, le-am făcut la repezeal așa. Dar vedem, probăm. Se strică, reparăm. Asta e. Dacă ne-am luat, dacă m-am grăbit și m-am luat produs din ăsta românesc fabricat în China, acum suport consecințele ce-i de acasă. Deci, așa. Oricum, am fost astăzi cu tractorașul, m-am plimbat, merge bine, am și cărat ceva cu el, se comportă bine. Sper să țină. Vă salut! Să zic bună!